Bun găsit tuturor! Mulțumim, Părinte Alexandru Popescu, pentru faptul că ați acceptat invitația de a dialoga împreună despre pastorația românească din diaspora. Părinte Alexandru, sunteți preotul comunității românești din Malta și aș vrea ca în debutul dialogului nostru să ne prezentați succint istoricul acestei parohii și să ne vorbiți despre modul în care românii ortodoxi au ajuns acolo, de acele meleaguri. Părinte Maxim, în primul rând vă mulțumesc pentru șansa, pentru oportunitatea de a apărea și eu în această frumoasă serie de interviuri, să le zic așa. După cum ați zis, sunt preotul parohiei ortodoxe române Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Malta, din Republica Malta și efectiv activitatea propriu-zisă la parohie a început în anul 2013, când era părintele paroh Ioan Iftimia, care s-a nevoit în Malta, să zic, o perioadă de 5 ani și el a pus bazele parohiei, să zic. În 2013, în decembrie, a venit părintele cu preoteasa Sfinției sale în Valletta, în Malta. A avut o slujbă de Crăciun și împreună cu doamna preoteasă s-au decis să rămână în Malta, atunci fiind o comunitate mult mai mică de români pe insulă. Părintele a început să slujească într-o biserică catolică, după aceea tot se muta dintr-o biserică în alta și din anul 2016 a primit în folosință o biserică pe 25 de ani, Biserica Sfântului Rocco din Valletta, o biserică foarte frumoasă, în care părintele a putut să o împodobească și cu un iconostas, cu o sfântă masă mobilă. Și din 2019, tot așa de Crăciun, am venit eu înainte de Crăciun, în noiembrie, am venit împreună cu doamna preoteasă în concediu și la niște prieteni și prietenii au zis: măi, noi nu mai avem preot aici, noi nu avem de 1 decembrie Sfânta Liturghie, să zic, de Sfântul Andrei, ce facem? Era și postul Crăciunului și dintr-un concediu am rămas în pastorație în Malta, să zic așa. Așa a început activitatea în parohie, atât a părintelui Iftimia și încerc și eu din răsputeri să o duc mai departe înspre bine. Câți români trăiesc astăzi în Malta și câte aveți filii? Aveți doar o singură parohie? Cum e organizată viața pastorală acolo? Părinte, avem undeva la 2000 de români care sunt cu acte, care sunt cu rezidență fiscală în Malta și undeva la 500 de pasarabeni. Până nu de mult slujeam doar într-o singură biserică, în Biserica Sfântului Roh, unde este biserica parohială. Și de sâmbătă trecută, chiar în sâmbătă duminică, în sâmbătă de dinaintea emigranților români, ne-am dus și în insula Gozo. Insula Gozo face parte din arhipelagul maltez. Este o insulă undeva cu mai puțin oameni, undeva la 30.000 este populația totală și noi avem undeva la 30 de români. Și am slujit Sfânta Liturghie și într-o capelă din Gozo, în capela Seminarului Catolic din Gozo, unde încercăm și sperăm că în fiecare lună să săvârșim Sfânta Liturghie pentru românii, pentru sârbii, rușii, pentru toate comunitățile ortodoxe din acea insulă. Este o comunitate foarte frumoasă și încercăm cât de cât, încet, încet să, cum era Sfântul Apostol Petru, era pescar, noi încercăm să fim pescari de oameni pe o insulă, să zic așa. Frumoasă metaforă. Părinte Alexandru, v-aș ruga acum să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, pentru că până la a ajunge în Malta, în acel concediu care până la urmă a fost rânduit de Dumnezeu, aveți o biografie frumoasă de povestit și ar fi interesant ca cei care ne ascultă și ne urmăresc să cunoască și acest aspect, să vă cunoască biografia de până la calitatea de paroh al comunității românești din Malta. Am absolvit seminarul teologic Liceal Ortodox din Arad în 2009. În 2013 am terminat Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad, Ilarion Felea. Iar în anul 2 am activat în perioada aceasta, m-am încununat cu preoteasa în 2012, avem o fetiță, Nectaria,
care s-a născut în 2014, în martie, iar în septembrie 2014 am fost hirotonit diacon urmând ca să fiu hirotonit preot la câteva zile după, pe seama parohiei ortodoxe române Lăpugiu de Jos din județul Hunedoara, eu fiind din județul Hunedoara, din Valea Jiului deloc, parohia mi era undeva la 150 de kilometri departare. Am 5 ani am stat în parohia de la Lăpugiu de Jos, era o parohie, să zic așa, mai micuță, cu 5 sate, 5 biserici, în care încercam să revigorăm suflul ortodox. După ce ne-am vrenit și Dumnezeu să pictăm două biserici, să facem casa parohială, să o recondiționăm, să zic așa, am ajuns aici în Malta, în concediu, și chiar mă pot bucura, chiar sunt un, să zic așa, un preot fericit, pentru că avem o parohie, o comunitate de oameni foarte uniți, o comunitate de români din Malta este la nivel, recunoscut la nivel neoficial de către celelalte comunități din alte țări ca fiind una foarte unită. Și este o comunitate tânără care se implică în viața bisericii, este o comunitate care este alături de biserică, care este pentru Hristos și pentru România, să zic așa. Aveți între românii din Malta și oameni sosiți din perioada comunistă? A existat acolo un soi de exil românesc sau sunt cu precădere români care au venit după 1989 pe acele meleaguri? Sunt două fenomene foarte interesante a migrației românilor, să zic așa. În perioada comunistă, pentru că erau în relații economice între Malta și România, președintele Maltei, Don Mintov, avea relații de prietenie foarte bune cu Nicolae Ceaușescu și s-a făcut așa un număr foarte mare de copii care erau adoptați din România în Malta, care mulți, să zic așa, au fost înfiați de familii de maltezi, dar ei săracii habar nu știu, încep acum să redescopere despre România, să afle că au fost înfiați din România. Mai vin și la noi la biserică să vadă, măi, eu am fost botezat în cultul ortodox, dar am fost înfiat. Și încep să-și pună anumite întrebări despre ce înseamnă România, despre ce înseamnă limba română, să-și cunoască copiilor, fiind acum și jumate români, pentru că majoritatea celor care au fost înfiați sunt căsătoriți sau căsătorite cu maltezi, malteze. Și încep să afle despre rădăcinile lor. Într-adevăr, după aceea a urmat, să zic așa, celălalt val de migrație a românilor după 89, în care chiar avem un domn, Cristian Senciu, care este și consilier al parohiei, este venit din 91-92 în Malta. Și deja domnia sa are și cetățenie malteză, este un foarte bun consilier în care ne ajută pe parte legislativă, pe următoarele proiecte care vrem să le facem la parohie, este un bun sprijin al proiectelor actuale. Și după aceea au început să vină români încet încet în Malta, un val mare, să zic așa, au început să vină din 2015 încoace. Pentru că fiind o țară, o destinație turistică, să zic așa, am avut mulți români care au început să lucrez în domeniul Horeca, în construcții. În Malta se construiește foarte mult, fiind o atracție pentru mulți emigranți. A început să se construiască foarte mult ca să ofere celor care vin în Malta un loc de muncă stabil, casă și masă, să zic așa. Și avem și basarabenii care și ei au început să vină tot din 2015, care și ei majoritatea lucrează în construcții. Avem și domeniile de activitate din Malta, să zic așa, sunt IT, regimul hotelier și construcțiile. Pe baza de IT, românii sunt în Malta, sunt cei mai apreciați, să zic așa, pentru că au o pregătire foarte bună în România, mai ales la Cluj. Așadar, faceți un apostolat extrem de complex. Având în vedere că ați avut experiența parohiei și în Episcopia Devei și Hunedoarei, cum era atunci,
Care sunt diferențele pastorale și care sunt provocările pe care le-ați întâlnit într-o parte și în alta și care sunt deosebirile dintre cele două moduri de pastorație? Bună întrebare și dificilă în același timp. În România, fiind o parohia, fiind o parohie de sat, să zic, și erau cinci sate, era într-adevăr zona în care eram preot, era și o zonă de pe vremea, chiar imediat de după perioada comunistă, în care neoprotestantismul a luat o foarte mare amploare. Asta a fost o dificultate în țară, să zic așa, pentru că erau multe familii mixte de neoprotestanți cu ortodox și asta era chiar o mare problemă, mai ales pentru cei care rămâneau în cultul ortodox, pentru că se simțeau așa un pic stresați în ideea că trebuie să ajungă în cealaltă parte. Pe lângă faptul că erau cinci biserici și fiecare sfântă liturghie se oficea într-o duminică la o biserică, într-o duminică în altă biserică și tot așa mai departe, în timpul săptămânii erau sărbătorile. Problema era că oamenii ne vedeau la biserică odată la 2-3 săptămâni, ceea ce pentru o parohie de sat unde toată lumea este obișnuită să meargă duminica la biserică a fost destul de greu. Cum zicea și prea fericirea sa patriarhul Daniel, avem tineri de vârste diferite. Tinerii aceștia de vârste diferite care îi aveam în sat, aveau, să zic așa, erau crescuți într-un ritual ortodox care la sat, să zic așa, câteodată, mai ales în partea de Cătune sau așa mai departe, mai mergem la biserică că trebuie să mergem. Dar de ce mergem în esență la biserică? Lucru care l-am descoperit aici în Malta, fiind o comunitate foarte tânără, oamenii încep să aibă foarte multe întrebări despre ce înseamnă Sfânta Liturghie, despre ce înseamnă Sfintele Taine, de ce venim la biserică, de ce ne face să ne simțim mai aproape de biserică. Și fiind o comunitate foarte tânără, să zic că media de vârstă e undeva la 30 de ani a celor care vin la Sfânta Liturghie, apar tot felul de provocări, apar niște spovedanii, să zic așa, care câteodată pe un preot îl lasă mască. Wow, cum a putut omul acesta să se gândească la așa ceva, în ideea în care chiar e căutarea aia pentru Hristos, pentru biserică, pentru taina lui Hristos. Este acea chemare sinceră, să zic așa. Lucru care m-a impresionat extraordinar de mult. Și, într-adevăr, una dintre provocările cele mai mari care le avem este că la Sfânta Liturghie avem și maltezi care vin, care sunt căsătoriți cu românci ortodoxe, cu români ortodoxi. Și în primul rând diferența asta lingvistică, în care câteodată facem Sfânta Liturghie și în engleză, pentru că limba oficială în Malta este limba malteză și limba engleză, trebuie să ține Sfânta Liturghie și în engleză. Mai avem și sârmi, mai avem și ruși, în care încercăm să ne pliem pe ei. Mai avem și greci câteodată care vin la noi la biserică. Și asta este una dintre provocări. Cealaltă provocare este cum să-i facem pe românii care până acum n-au venit la biserică să vină acum la biserică ca să vadă frumusețea comunității, să vadă frumusețea bisericii și să vadă frumusețea Sfintei Liturghii, adică să-și readucă aminte, pentru că ei s-au pierdut un pic pe cale, dar încercăm ca pe fiul risipitor să-i așteptăm și să ne uităm după ei, să ne bucurăm când vine înapoi acasă. Aș vrea acum să vă adresez o întrebare pe care la momentul respectiv am adresat-o și în al preasfințitului Serafim, mitropolitul nostru din Germania, părinte. Ați vorbit despre faptul că în Malta se găsesc români și basarabeni deopotrivă, dar românii sunt din toate locurile țării, din toate zonele țării. Și atunci în fiecare parohie aveți o mică Românie cumva. Cum reușiți să împăcați această comunitate de români și basarabeni? Care sunt diferențele liturgice? Apar divergențe? Se îmbogățesc unii din experiența celorlalți? Aș vrea să insistăm un pic asupra acestor aspecte. Bun, pe lângă faptul că românii care îi avem în Malta, care sunt români din România, avem din zona Moldovei, din zona Banatului, din zona Transilvaniei, Olteniei. Era vorba românească, câte bordei, atâtea obiceie. Într-adevăr, mulți vin cu concepții pe care, să zic așa, părinte, la noi e așa.
Noi încercăm un pic să uniformizăm toată partea asta liturgică și paraliturgică și să le explic, să-i catehizez pe oameni, să le spun de ce este bine, de ce este rău acest obicei, cum putem face să fie bine, să fie toată lumea, până la urmă să fie și toată lumea mulțumită, dar să nu ieșim din rânduiala liturgică și din rânduiala canonică. Dar în relația cu basarabenii, mulți au venit cu o mentalitate foarte bună din Republica Moldova și majoritatea celor care vin la biserică le-au spus așa duhovnicii: măi, dacă acolo îi Crăciunul pe 25, că așa e țara, respectați rânduiala locului. Un lucru extraordinar, care pe mine vedea asta marea diferență între noi și ortodoxii basarabenii, diferența asta a calendarului, Iulian cu Gregoria. Și dacă păstrați Crăciunul pe 25, țineți-l pe 25 decembrie. Că vreți să-l țineți și voi în tradiția voastră pe 7 ianuarie, nu e nici cea mai mică problemă. Dar dați-vă după rânduiala poporului care e de acolo. Și mai ales, nefiind o parohie moldovenească, să zic așa, majoritatea venind la noi, nu este nicio problemă și frații basarabeni sărbătoresc Crăciunul împreună cu noi, toate celelalte sărbători și chiar este, să zic așa, o mare simbioză între poporul român și poporul basarabean, care de fapt suntem una și aceeași. Acum, mici diferențe, normal, există între Ardeal și Moldova sau între Ardeal și Oltenia. Dar este important că oamenii prin Sfânta Biserică, oamenii am simțit comunitatea s-a unit foarte mult. Prin Sfânta Liturghie, prin activitățile care le desfășurăm la parohie, activitățile cu copii, nu mai zice niciunul: băi, eu sunt moldovean, eu sunt român. Unii sunt al lui Apollo, alții sunt al lui Petru, alții sunt al lui Pavel. Nu, suntem ai lui Hristos. Și, într-adevăr, biserica i-a unit pe toți. Avem și georgieni, de exemplu, care vin la biserică la noi, pentru că nu este un preot georgian. Și asta ne îmbucură foarte tare, pentru că putem efectiv să adunăm și să unim ortodoxi, creștini ortodoxi, nu contează ce nație suntem. Avem și nemți, de exemplu, care avem un ipodiacon care este din Germania și care foarte mult apreciază biserica ortodoxă, vine la noi ipodiaconul Elias și nu avem absolut nicio problemă. Biserica îi unește pe toți, Hristos îi unește pe toți. Asta e frumusețea lui Hristos până la urma urmei. Nu ne mai pune piedici și vămi, să zic așa, gata, până aici e România, dincolo e Basarabia. Nu. Un lucru care pe mine m-a impresionat foarte mult. Și eu mă gândeam la început: măi, o să fie o problemă, ce facem cu... Mai înscriam preasfințitului Atanasie, preasfințite, ce facem aici, cum facem aici. Mai îmi dădea și preasfinția sa câte un sfat, care într-adevăr era un sfat ziditor. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu toate le-am pus așa în rânduială, să zic. Știu din puțina experiență pe care o am și eu în diaspora, pentru că iată, sunt din 2017 pelerin prin tot felul de țări și localități și am deservit tot felul de comunități pe aici, pe acolo, că la nivelul acesta al Occidentului, parohia suplinește adesea și nevoile acestea de educație și de limbă. Ce faceți în acest sens? Sau, apropo de basarabeni și de români, sărbătoriți împreună anumite momente importante de relevanță istorică? Există proiecte în acest sens? Da, prin crearea Consiliului Parohial și a Comitetului Parohial, încercăm să vedem ceea ce își doresc oamenii pe partea de cultură, pe partea de evenimente. Și împreună cu Consiliul Parohial, din care face parte, culmea, fac parte și basarabeni, începem să-i întrebăm: măi, cum vreți, ce vreți să facem, cum vreți să facem? Și avem proiecte, în primul rând, cu copiii, pentru că am observat că copiii românilor din Malta nu erau deloc ancorați în realitatea românească. Fiind născuți aici în Malta, mulți poate le este greu să vorbească în română, vorbind mai mult engleză, mulți nu știau despre istoria României și în perioada verii nu, dar în perioada din toamnă până la începutul verii, facem așa orele de catehiz duminicale, să zic, în care le explicăm copiilor câte o
pildă, câte o parabolă, mai consultăm catehismul, dar încercăm să vorbim cu ei în limba română, încercăm să le prezentăm o istorie a României și o istorie a culturii românești. De exemplu, avem zilele, am făcut zilele Brâncuș, zilele Mihai Eminescu, sărbătorim 1 decembrie, facem, să zic așa, organizăm colinde românești cu copiii. Într-adevăr, comunitatea Basarabenilor fiind un pic mai mică, îi implicăm și pe ei, numai că până acum nu au venit, să zic așa, cu proiecte majore. Măi, uite, te avem și noi pe omul de cultură din Basarabia, în care am vrea să facem o zi despre el. Din punctul meu de vedere, n-ar fi nicio problemă, pentru că este o îmbogățire culturală atât pentru noi, pentru români, cât și pentru basarabeni. Dar marea majoritate a basarabenilor, vă zic sincer, ei știu că cultura, istoria românească este de fapt și istoria moldovenească și cultura moldovenească. Pentru că am fost până la urmă împreună și nu asta ne-a făcut diferența. M-ați mai întrebat despre proiectele culturale care le facem. Pe lângă zilele de omagiere a marilor gânditori români, încercăm acum să deschidem un... Avem un plan, ca un viitor plan de proiect, să zic așa, înființarea unui centru cultural român în Malta, unei școli românești, pentru o școală de weekend, să zic așa, în care copiii pot să vină să vorbească mai în limba română, să învețe despre România, despre istoria României, despre graiul românesc. Pentru că la ora actuală biserica este singura instituție, să zic așa, din Malta. Este singura locație fizică unde steagul românesc este ancorat afară, pentru că nu avem consulat în Malta. Oamenii la biserică pot să audă că se vorbește românește. Copiii este singurul loc din timpul săptămânii în care ei pot să vină la biserică, să vorbească în românește, să se joace în românește, să audă slujba, să audă și pe cei adulți că vorbesc în limba română. Și să știți că copiii sunt un mare liant al parohiei noastre. Deci din cauza copiilor, că ei s-au împrietenit prin iubirea aia lor pură, s-au împrietenit și părinții, au ajuns mult să fie nași la cununii celor care erau necununați, să fie nași la viitorii copii. Un lucru extraordinar. Deci copiii pentru noi, într-adevăr, Mântuitorul zicea bine, fiți ca niște copii, ca unor ca acestora este împărăția cerurilor. Copiii le-au dat niște lecții de viață și părinților lor. Și prin copii am putut să strângem așa, să închegăm această parohie, care este o parohie misionară, care noi toți zicem că încă este la început de drum. Nu știu cât o să tot fiu la început de drum, dar sperăm să, că fiind și o țară turistică, avem și mulți români care vin, care pleacă, care vin, care pleacă, și este așa o țară de tranzit, să zic așa, și este și o parohie de tranzit către alte parohii. Acum mi-ați anticipat un pic o întrebare pe care urma să vă adresez mai încolo, dar o adresez acum. Eu mi-a șoptit o păsărică, și anume profesorul Lino Bianco, că a existat la un moment dat o vizită la președintele Maltei în care copiii s-au remarcat prin frumoasele colinde și v-aș ruga să ne vorbiți despre acest episod. Da, un lucru care, să zic așa, ne bândrim cu această activitate culturală românească, unde au fost făcut parte și copiii părinților veniți din Moldova, din Republica Moldova. Am decis împreună cu Consiliul Parohial, ce frumos ar fi să mergem prin toată Malta, prin mai multe orașe, să colindăm românii din Malta, să audă și ei, înainte de Sfintele Sărbători ale nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să audă colinde în română. Bineînțeles, publicând pe Facebook, măi, astăzi suntem acolo, de la ora hotare, cântăm, din mâine suntem la cealaltă locație și așa mai departe. Ne-am bucurat și de o prezență a românilor în care ne așteptau, să zic așa, o doamnă ne așteptat cu covrici calzi, cu pâine caldă. Deci ca acasă, a fost o chestie extraordinară. Și mă gândeam așa în sinea mea, măi, aș vrea să ne vadă și comunitatea oficială malteză. Că totuși suntem o comunitate unită și vrem să demonstrăm că suntem o comunitate bună, cu minte și unită. Și mă gândeam, cum ar fi, dar e pandemie, adică cine ne primește pe noi acum sau cum să facem să chemăm? Și atunci
discutând cu un prieten, mi-a venit așa o idee foarte bună. Băi, pe copii nimeni nu-i refuză. Adevărul e că am trimis un mail către cabinetul domnului președinte, George Vela, și am zis că uite, suntem la Biserica Ortodoxă Română, corul de copii, ne-ar face mare plăcere să cântăm colinde în română, îmbrăcați copiii în straie populare, să zic așa. Și am făcut, bineînțeles, și niște hârtii cu colindele românești, am făcut traducerea ca să poată să înțeleagă domnul președinte cu soția sa, Miriam, să înțeleagă despre ce cântăm noi. Un lucru care, să zic așa, a zguduit comunitatea, a zguduit multă lume. Când mai merg copii de români, copiii noștri mici, să cânte unui domn președinte. Un lucru foarte, foarte, să zic așa, care nu prea se vede. Și am trimis mailul, bineînțeles, am primit răspunsul, da, fără nicio problemă, am stabilit o dată, am zis câți copii pot să vină ca să putem să respectăm și normele. Cu bunăvoința Domnului, toți copiii au venit fără nicio problemă, au venit doi în plus. Și a fost un moment extraordinar pentru noi. Am simțit într-adevăr că seriile de catehism, că repetițiile pe care le-am făcut. Noi am început repetițiile de fapt pentru 1 decembrie și după aceea am zis hai să facem un program și pentru Crăciun. Nu știam încă de 1 decembrie că o să ajungem la domnul președinte. Și copiii au fost atât de fericiți că au ajuns la cea mai importantă persoană din Malta, la Palatul Prezidențial. Vă dați seama, toți copiii erau uimiți. Vai cât de frumos! Domnul președinte a fost foarte drăguț. Doamna președinte le-a dăruit fiecărui copil câte un pachetel cu dulciuri pentru Crăciun. A fost un lucru extraordinar și în sfârșit am început să ne simțim, să simțim că ne facem prezența simțită în Malta, ca și comunitate ortodoxă, care încercăm să... Pe lângă faptul că încercăm să demonstrăm ceva, dar încercăm să fim de fapt cum suntem noi. Bineînțeles, am început să ținem o legătură de prietenie cu domnia sa, cu excelența sa, președintele Maltei, George Vela, și chiar ne-a rugat ca și anul acesta de Crăciun să facem mersul cu Colinda 2.0, să zic, mersul cu Colinda 2021. Împreună și cu Preasfințitul, când am avut hramul parohiei luna trecută, am fost împreună cu Preasfinția sa Atanasie la domnul președinte și chiar și atunci ne-a zis că avem, că noi suntem norocoși, nu că avem copii, că de fapt avem niște mici îngerași și așa sunt. Îngerașii sunt copiii din parohie care într-adevăr au cântat extraordinar. A fost un eveniment foarte frumos și așa l-am cunoscut pe excelența sa Lino Bianco, ambasadorul Maltei în România, care este și profesor la Universitatea din Malta și care este un adevărat sprijin pentru comunitatea noastră. Chiar dacă el este ambasadorul Maltei, al maltezilor în România, el este un pic așa și un pic reprezentantul nostru. El este persoana de tampon între noi și maltezi, să zic așa. Dânsul e un pic mai mult îndrăgostit de România decât de Malta, după câte mi-a dat de înțeles. Exact, asta da. E un lucru bun. Adică nu mă gândeam niciodată că o să pot să vorbesc cu un maltez despre Mihai Eminescu, despre Ciprian Porumbescu, despre Blaga, despre Constantin Brâncuș. Și el vine la fiecare eveniment care îl avem și excelența sa vine. El vrea să știe și despre Brâncuș, vrea să știe mai multe despre Eminescu. Am avut Duminica Emigranților Români acum. Patriarhia Română a emis din 2009 Duminica Emigranților Români și chiar a venit și excelența sa să povestească un pic despre comunitatea de români în Malta, când el ar trebui să vorbească despre comunitatea de maltezi în România. Nu vă spun ce surprins am fost când am citit anumite texte ale domnului Lino Bianco despre Blaga și, culmea, că scrie de multe ori mai bine decât unii dintre românii noștri, adică e plăcut să vezi cu câtă pasiune s-a plecat asupra culturii noastre românești. Acum, înainte să vorbim despre acest aspect și despre profesorul Lino Bianco, aș vrea să vă întreb un pic despre relațiile interconfesionale, pentru că trăiți acolo într-un mediu interconfesional. Cum vă privesc frații catolici, cum vă privesc greco-catolicii,
cum sunteți receptați, priviți, înțeleși în spațiul acesta al pluralismului confesional care există în Republica Malta? Da, după cum știți, despre Malta s-a scris și în Biblie. Când Pavel, în drumul său către Roma, a naufragiat în insula Malta. Și una dintre remarcile Sfântului Apostol Pavel a fost aceea că sunt un popor cu unusual kindness în engleză, adică cu o bunăvoință ieșită din comun. Și într-adevăr, deci eu nu pot să zic altceva decât că au o bunăvoință ieșită din comun acest popor de maltezi, care, să zic, 90-95% sunt un star catolic. Este și religie a statului oficial, este religia catolică, ceea ce spune foarte mult. Au un stat care are 365 de biserici, câte una pentru fiecare zi. Sunt crescuți într-un mediu creștin-catolic și mult, să zic așa, partea eclesială a bisericii știe despre noi, ei știu ce suntem noi. Dar, să zic așa, primul impact care l-am avut cu credincioși catolici, în care eram în reverendă pe stradă cu soția, măi, ce face părintele ăsta care poartă reverendă, ce face de mână cu o femeie? Lucru ceea ce la ei nu se întâmplă, pentru că există celibatul. Da, asta a fost primul impact, să zic. După aceea, impactul cu oficialitățile, să zic așa, bisericii catolice a fost unul foarte frumos. Știind că avem o biserică pe 25 de ani dată în concesiune gratuită de către Arhiepiscopia Catolică, am început să am o relație foarte bună cu un părintele care se ocupă de ecumenism, părintele Hector, care tot așa foarte deschis către ortodoxie, către ritul bizantin. Și în diaspora preoții și lucrează. Pe lângă, să zic așa, harul preoției, mai avem și nevoia de a lucra, pentru că este o țară străină în care, din păcate, trebuie să avem în vedere și partea financiară atât a familiei și a parohiei. Din octombrie anul trecut lucrez la Biblioteca Facultății de Teologie Catolică din Malta. Și vă dați seama, pe lângă faptul că avem foarte mulți studenți care mă văd pe mine preot lucrând la bibliotecă și mă văd și cu verigheta pe mână, mulți, băi, dar nu înțelegem ce se întâmplă, cum se întâmplă. Până în anul 1-2, poate numai ei nu citesc despre ortodoxie, despre 1054, ce s-a întâmplat înainte de 1054, și atunci încep să-și pună anumite întrebări. Profesori de teologie care vin cu studenții care vin la bibliotecă, într-adevăr, părinții profesorii spun despre Biserica Ortodoxă că suntem un corp, dar din păcate mai la fiecare ne-a rămas câte un plămân. Dar ideea este că mulți dintre ei sunt foarte curioși despre Biserica Ortodoxă. Avem foarte mulți, am avut studenți catolici care au venit când a fost preasfinția sa Atanasie, când a venit la hramul parohiei în luna iunie. Am avut studenți teologi catolici care au venit să vadă vecenii arhierească. Lucru pentru ei au rămas, wow, ce frumos este, câtă multă simbolistică. Am început să am imprimat și anumite cărticele cu toată slujba vecernii în acea zi, cu toate textele în engleză, ca ei să poată să înțeleagă. Se au zis, măi, ce bogăție mare liturgică aveți, câtă... Păi voi unii nu vă mai trebuie să citiți despre dogmatică, nu mai trebuie voi, numai le dădeam și să citească Paraclisul Maicii Domnului, de exemplu. Toată teologia este aici. Noi trebuie să în mariologie, trebuie să vorbim despre una, despre alta, dar voi toată teologia o aveți printată, faceți în fiecare săptămână asta. Da. Este o relație foarte frumoasă care o avem cu ei, o relație de prietenie, o relație de respect, o relație de... Ei se bucură foarte mult să vadă că nu îi lăsăm pe românii de capul lor. Am fost chemați de foarte multe ori la niște slujbe, să zic așa, nu neapărat slujbe, la biserici în care noi ne-am început să ne prezentăm. Eu sunt preot ortodox român. Asta e comunitatea noastră, vrem să știți că nu sunt foarte mari diferențe între noi și catolici. Sunt anumite diferențe dogmatice, liturgice și așa mai departe.
dar până la urma urmei suntem creștini. Pentru că suntem la ei în țară, nu încercăm să-i schimbăm, încercăm să-i facem să ne accepte ei pe noi cum suntem. Și culmea, mai este un preot căsătorit, să zic așa, în Malta, este preotul comunității greco-catolice, care tot așa, un șoc până la urma urmei, cum putem avea un preot care este căsătorit. Și într-adevăr, până să vină părintele Iftimia în 2014, românii care erau făcut de Biserica Greciei, erau făcut o slujbă de Paște, Crăciun, să zic așa, anul ăsta, vedeți că veniți la biserica cu tare, la ora cu tare, facem slujba învierii. Poate se schimba locația în ultimul moment. Dar la Biserica Greco-Catolică, mulți români, mulți sârbi, mulți ruși, mergeau la Biserica Greco-Catolică pentru că mulți dintre credincioși nici măcar nu sesizau prezența la ictenie a numelui, eu știu, Papa Ioan Paul al II-lea sau Papa Francesco sau așa mai departe. Au zis, mă, asta e biserică ortodoxă, era iconostas, veșminte de rit bizantin, că până la urma de asta vorbim, că și noi în biserica ortodoxă avem anumite comunități din Patriarhia Antiohiei care au ritul latin până la urma urmei. Deci, și pentru că și la noi, la o biserică, dacă niște credincioși catolici ar merge în America la o biserică ortodoxă de rit latin, ar zice, mă, asta e biserică catolică. Nu este. Astea sunt problemele de rit, să zic așa, în care mie mi-au plăcut foarte mult. Și mergeau ai noștri la biserica catolică, la greco-catolică, veșminte ca la noi la ortodoxi, reverendă ca la noi la ortodoxi, barbă ca la noi la ortodoxi, părintele căsătorit, părinte ortodox. Și după aceea părintele greco-catolic încerca să le explice: măi, uite-te, noi nu suntem. Noi, dacă vreți, vă putem da câte un sfat duhovnicesc, vă putem da, puteți să veniți la Sfânta Liturghie, dar să știți că noi nu suntem ortodoxi. Mulți mergeau să se roage lui Dumnezeu pentru că nu era nicio biserică ortodoxă. Dar și acum avem o relație foarte bună cu Biserica Catolică și cu ritul bizantin din Biserica Catolică, în care tot așa în Duminica Emigranților Români a venit și părintele greco-catolic, care este profesor de arabă, de greacă, de limba evreiască, care vorbește, culmea, și a început să învețe și limba română, pentru că este profesor de limbi străine la Facultatea de Arte. Și a început să ne povestească despre acești emigranți români în Malta. Până la urma urmei, și Malta fiind un stat în care s-a emigrat foarte mult, au fost bizantini, au fost arabi, au fost francezi, au fost englezi. A spus că și ei sunt emigranți aici în țară, dar este important să știm că emigrația noastră finală nu este dintr-o țară în alta, este către țara de deasupra, este țara finală în care fiecare dintre noi merge. În legătură cu alte relații cu Biserica Catolică, de fiecare dată când am avut nevoie, să zic așa, de o, din cauza pandemiei, haideți să zic, eram într-un impas de a sluji în biserica pe care o avem, de exemplu de Sfintele Sărbători Pascale, fiind un număr de 47 de persoane limitat, măi, atâta putem să intrăm din cauza pandemiei. Lucrând la seminarul teologic la Facultatea de Teologie, l-am rugat pe părintele rector de acolo: părinte, putem să facem și noi să facem slujba învierii și Sfânta Liturghie în aer liber? Părinte George, părinte Alexandru, cu mare drag, nici cea mai mică problemă, vă dăm curent, vă dăm, vă facem, ce vreți să vă... Ce se întâmplă? Și am ținut slujba învierii și Sfânta Liturghie ca un fel de stadion de fotbal, în care am avut undeva la vreo 500 de români la slujbă. Vă dați seama, dacă ne veneau toți românii ăștia la biserică, apăream pe prima pagina ziarelor că și comunitatea de români în Malta, ia uite-te ce fac, nu respectă regulile pandemice. În cealaltă insulă, în Gozo, unde este filia, să zic așa, oficial, încercăm de luna aceasta să fie ca oficială filie, tot așa, de la seminarul teologic, cum să nu vă lăsăm cu mare drag să faceți Sfânta Liturghie pentru românii care sunt aici. Oamenii, este foarte important. Concepția lor este ca pentru oameni este foarte important să-și audă ritul, să-și audă slujba în limba lor maternă.
ceea ce pentru mine, ei pe mine m-au cucerit prin această bunăvoință ieșită din comun. Așadar se adeverește după 2000 și ceva cuvântul Sfântului Apostol Pavel că maltezii sunt un popor primitor. Apropo de acest lucru, care sunt relațiile cu autoritățile civile din Malta? Da, cu autoritățile civile. Având în vedere că nu avem un consul aici stabilit în Malta, avem consulatul itinerant de la Catania, care vine odată la 3, 4, 5, 6 luni, prin excelența sa, domnul Ion Iacob. Relațiile sunt, dacă avem niște probleme cu românii, care, să zic, probleme de natură judiciară, să zic așa. Părinte, cunoașteți pe oamenii ăștia, ce se întâmplă, ce-i cu ei, haideți să vedem. În momentul în care sunt români care au născut un cuplu, a născut un copil în Malta, preotul este cel care, fiind atât de recunoscută prezența preotului, atât catolic cât și ortodox, preotul este cel, dacă cuplul vrea să meargă în România, preotul este cel care ștampilează foaia de parcurs. Deci așa o mare autoritate, să zic așa, are forță, așa o mare autoritate are funcția sacerdotală în Malta. Pe lângă faptul că avem o relație foarte bună cu administrația Maltei, cu domnul președinte, în care vrea să ne sprijine foarte, foarte mult și vrem să facem multe proiecte culturale, Zilele României în Malta, despre un târg românesc în Malta, ne apreciază foarte mult din cauza prezenței bisericii. Fiind un stat, nu vreau să zic fundamentalist, tradiționalist catolic, ia o încredere foarte mult în autoritatea preotului. Și atunci, și din punctul de vedere că trebuie mers la poliție, că trebuie mers la spital cu cineva, cu un român care nu vorbește, este chemat preotul, să zic așa, adică pe mine. În cazul în care prim-ministrul, să zic așa, se schimbă, este votat un alt prim-ministru, prim-ministrul cheamă pe toate cultele creștine la instalarea sa. La deschiderea anului universitar, din cauza că sunt și mulți studenți români, sârbi, greci și așa mai departe, este chemat și preotul ca să spună o rugăciune în limba lor, în limba românească, pentru student. Deci o deschidere extraordinară față de noi, față de ortodoxi, față de români și de către și pentru celelalte, până la urmă și pentru celelalte confesiuni, să zic așa, creștine. Da, acum aș vrea să vă întreb ce a însemnat pandemia pentru pastorația românească din Malta, pentru că dumneavoastră ați venit chiar puțin înainte de pandemie, cum v-a obstrucționat, care au fost marile provocări și cum le-ați depășit? Da, am ajuns în decembrie 2019, în martie 2020 a început pandemia în Malta. Chiar îmi aduc aminte că fix într-o duminică, după Sfânta Liturghie, culmea, un credincios care a ajuns să fie epitropul parohiei a zis: părinte, haideți repede la hotel, la un hotel, pentru că avem prins vreo 30 de români, să stați și dumneavoastră un pic de vorbă cu ei, să vedem cum facem să-i trimitem în România. Într-adevăr am apelat la consulatul din Catania, la ambasada Italiei, haideți, ne trebuie un zbor de repatriere. Dar și acei oameni care nici noi, nici ei, nimeni nu știa ce se întâmplă, ce va urma până la urma urmei, haide măcar să le oferim așa o mângâiere prin vorbă, că suntem cu ei, că suntem români în Malta, că noi suntem la noi acasă, dar ei sunt în concediu. Și ăla a fost un lucru care a unit comunitatea extraordinar de mult. Și noi am încercat să ajutăm de la biserica, atât financiar, cât și moral, și comunitatea, ca să putem să-i trimitem pe oamenii ăștia acasă, să le mai oferim cazare până va avea să vină zborul. Și după aceea ni s-a închis biserica, în ideea în care nici ei, nici catolicii, nici nimeni nu mai avea voie să facă Sfânta Liturghie cu credincioși. Puteam cu ușile închise, să zic așa, dar nu era permis accesul credincioșilor în biserică.
O perioadă care în Malta, din păcate fiind insulă și fiind o zonă, o destinație turistică, maltezii au încercat să țină cât mai mult sub control această creștere a numărului de cazuri. Și cred că noi până anul trecut, în august, noi tot cu biserica închisă am stat. Deci din martie până în august, făceam într-adevăr, cum m-am obișnuit, Paraclisul Maicii Domnului, Miercurea, Vinerea, Sfânta Liturghie, Duminica. În vremea aceea aveam și un alt job, ceea ce era un alt loc de muncă, ceea ce era un pic problematic cu programul de lucru. Și am început și noi, cum a făcut toată lumea, să ne mutăm în online, să zic așa. Marea majoritate a oamenilor erau foarte fericiți că știau că, măi, uite, la noi la biserică se face Sfânta Liturghie, o auzim în română, cum suntem obișnuiți. Și, bineînțeles, ni s-a permis, mi se pare că putea să fie biserica deschisă după un anumit moment dat, doar pentru rugăciuni particulare sau pentru conversații, să zic așa, cu preotul, care mulți au venit să se spovedească, să facă parte de la taina Sfintei Spovedanii și s-au bucurat foarte mult pentru asta. Dar prin august anul trecut a început să ni se redea voie să mergem la Sfânta Liturghie cu distanță socială între oameni, mască obligatorie și acum este mască obligatorie la biserică, distanțare socială, un număr limitat de 47 de persoane. Dar lumea s-a bucurat foarte mult că putea din nou să se cunune la biserică, să facă taina Sfântului Botez, să vină la Sfânta Liturghie, să vină la spovedanie împreună cu părintele comunității sârbești, părintele Risto, care ei din păcate nu au biserică și slujesc în biserica noastră, care de fapt este în bisericii catolice, slujesc înaintea noastră Sfânta Liturghie și mai facem și taina Sfântului Maslu. Dar, să zic așa, lumea a început să nu mai fie atât de stresată. Multă lume s-a și vaccinat. Cei care nu au decis să se vaccineze, încercăm să-i ținem cât mai ocrotiți, să zic așa. Și ne bucurăm că chiar și în momentul pandemiei aveam un număr foarte mare de vizualizări a credincioșilor din Malta. Și după ce ni s-a permis din nou accesul în biserică, parcă s-a tot umplut biserica, s-a tot umplut și parcă tot plină deocamdată. Deci cred că pandemia a și avut un rol, de părerea mea personală, un moment a avut un rol de a face conștient pe credincios, cât poate și pe mine, poate cât și pe Sfinția voastră, să stăm un pic mai mult cu noi, să ne uităm un pic la noi mai mult, să vedem cum e ego-ul nostru într-adevăr, ca după aceea să vedem ceea ce ne lipsește cu adevărat din lume, ce ne oferă lumea, ce ne oferă, uite, un mers la biserică. Multă lume a fost foarte... Și am încercat să le oferim cât mai multe activități copiilor în același timp și pe online. Făceam catehism online cu ei, le trimiteam, măi, uite, desenați asta, citiți despre asta. Și, într-adevăr, copiii foarte conștiincioși, extraordinar de conștiincioși au fost copiii și părinții, bineînțeles. Cum s-a reprins comunitatea după pandemie? Spuneați că bisericile au devenit, s-au tot umplut, așa, încet, încet. Credeți că i-a unit mai mult pe credincioși această experiență a singurătății, a statului închis în casă? Nu știu, tineretul a primit cu bucurie sau există încă frica aceea de a te apropia, de a intra, de a socializa? Sunt cazuri și cazuri. Să zic că și în Malta poate mai avem familii în care sunt persoane vârstnice și cei care vin la biserică spun la un moment dat, măi, n-am vrea să venim la biserică când e lume, mai bine venim miercuria la Paraclisul Maicii Domnului sau fiecare vineri facem un acatist al Sfântului, care, să zic așa, zicem noi că, măi, uite, facem acatistul Sfântului din săptămâna respectivă. În momentul ăla vin cei care nu vor să expună pe cei de acasă, care poate nu s-au vaccinat. Duminica, în schimb, la Sfânta Liturghie, avem pe oamenii care poate s-au vaccinat sau poate nu le mai pasă efectiv despre aceasta. Eu vreau să mă duc la biserică, nu mă mai interesează de absolut nimic. Într-adevăr, în momentul în care domeniul hotelier, tot ce ținea de Horeca, era închis, era o prezență mai mare la biserică. Dar redeschizându-se sezonul hotelier, vedem o prezență un pic mai scăzută pentru că mulți lucrează
în domeniul Horeca și lucrează și în weekend. Și fiind vară, fiind țară turistică, vara la noi este ca mersul la câmp la noi în România, să zic eu tot așa. La mine la țară, parcă vara mai nu prea mai vedeam pe oameni că trebuia să meargă la câmp și erau obosiți. Așa și aici, mulți lucrează și în timpul weekendului, în timpul duminicii, pentru că este destinație turistică. Dar într-adevăr, prezența la biserică, să zic, căutările pentru Dumnezeu, căutările ale sinelui, sunt mult mai accentuate după această perioadă pandemică, din punctul meu de vedere și din punctul a ce am văzut pastoral în parohia păstorită de mine. Așa, acum să vă rog să ne vorbiți un pic despre ce a însemnat hramul din acest an al parohiei din Malta, vizita preasfințitului și toate acele evenimente culturale și sociopolitice, să zicem așa, care au urmat. Da. Am avut binecuvântarea să avem pe preasfinția sa Atanasie, preasfințitul episcop vicar al Episcopiei Italiei, Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Acum câteva luni am trimis o invitație la hram adresată către preasfințitul Siluan. Preasfințitul Siluan i-a răspuns că nu poate, dar îl va delega pe preasfințitul Atanasie să vină în Malta. Preasfințitul Atanasie a mai fost în Malta și în momentul în care mi se pare că încă era arhimandrit. După aceea a venit să sfințească catapeteazma bisericii și anul acesta a venit chiar în Duminica Tuturor Sfinților, cred că era prima duminică după Rusalii. Hramul nostru e nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, care, dacă mi se pare mie bine, a picat într-o joi și preasfințitul a ajuns vineri seara. Am mai avut preoți de la Roma, am mai avut preoți din România care au venit prieteni și a fost o experiență, a fost un hram, eu n-am mai avut hram din ăsta în România, să zic așa, un pic mai neobișnuit. Doar din momentul în care a venit sâmbătă a ajuns preasfințitul, bineînțeles, am început să vorbim ce facem, cum facem, ne-a vizitat acasă pe mine, pe doamna preoteasă și pe cea mică, împreună cu ceilalți preoți. A fost un moment de, cum să zic, eu fiind singurul preot român de pe o insulă, câteodată simt nevoia și simt dragul să mai vorbesc și cu alți preoți. Și a fost pentru noi a fost un lucru extraordinar să mai avem și alți preoți și pe preasfințitul la noi în casă. Am făcut vecernia arhierească cu litie, în care am avut multe oficialități din partea Bisericii Catolice, atât de la administratul tuturor proprietăților, care ei fac parte și dintr-un ordin cavaleresc, Ordinul Cavalerilor de Malta, în care efectiv au fost foarte impresionați de slujba ortodoxă, de veșmintele arhiereului, de mirosul tămâii, de băieții de la strană care cântau numai muzică bizantină. Deci totul pentru ei a fost ceva wow, a fost un șoc cultural, religios, să zic așa. Părintele Hector Sceri, care face parte din Asociația de Dialog între comunitățile creștine din Malta, toată lumea a rămas wow, impresionantă, ce frumos a fost la vecernie. Urmând ca dimineața la Sfânta Liturghie să avem Sfânta Liturghie arhierească împreună cu sobor de preoți și am avut și sârbi care au venit să vadă liturghia arhierească, am avut și ruși și în Duminica Tuturor Sfinților, preasfințitul Atanasie, și aduc aminte bine că ce înseamnă sfinții pentru noi, ce înseamnă cei din comunitate pentru noi, ceilalți credincioși, cum facem să ne împrietenim cu sfinții, dacă noi reușim să ne împrietenim unul cu altul, cum putem să ne împrietenim cu sfinții. A remarcat prezența numărului mare de credincioși, pentru că a zis, măi, de la an la an, comunitatea din Malta, prezența la hram tot crește. Cum facem să ne împrietenim cu mai mulți oameni, să-i aducem la biserică, ca de fapt și aceștia să se împrietenească cu sfinții. Un lucru extraordinar. Și da, după aceea am fost să vizităm pe Arhiepiscopul Catolic din Malta. O prezență de o vizită de curtoazie, să zic așa, în care am văzut și bucuria de pe chipul Arhiepiscopului Catolic. Am fost și la
domnul președinte al Maltei să se cunoască cu preasfinția sa. Am povestit despre comunitate din Malta. Am fost, ca să zic așa, și un pic de pe plan turistic, am fost la catacombele Sfântului Pavel, care s-a nevoit în Malta. Am fost, chiar avem o icoană pictată de Sfântul Evanghelist Luca, pictată într-o biserică și acolo, pictată într-o catacombă, tot așa, biserică, și s-a făcut o biserică mare deasupra. Un lucru extraordinar. Din punct de vedere de turism religios, este ce se poate vedea în Malta, nenumărate lucruri, inclusiv Biserica Ortodoxă Românească din Valet. Ca și proiectele care le avem acum, mi-a spus despre proiecte, parcă. Avem orele de catehiz cu copiii, avem orele de istorie, de română, de muzică românească, iar am vrea să facem. Pentru că nu se face niciunde. De asta vrem să formăm și acest centru cultural român, în care putem să cerem cât mai multă informație din România, cum facem, cum procedăm, ce trebuie să facem ca să fie totul, ca să fie bine, să nu fie rău. Ca viitoare proiecte, vrem să ne implicăm, vrem să formăm, să fim cât mai mult prezenți în realitatea malteză. De ce spun asta? Pentru că oriunde te duce, și despre biserică, și despre politică, și despre orice alt domeniu, și despre medicină, niciodată nu o să spunem, ca și oamenii, așa cred că suntem noi construiți, oamenii, măi, ce lucru bun a făcut ăla. Întotdeauna o să vedem, măi, ce lucru rău a făcut ăla. Că dacă unul a făcut așa, toți sunt la fel. Și bineînțeles, trăim într-o țară străină, în casa altora, și vrem să încercăm să le respectăm anumite reguli, anumite principii sănătoase sau mai puțin sănătoase. Dar în momentul în care noi, ca și comunitate de români în Malta, încercăm să ne implicăm în bunul mers al Maltei, cred că asta o să ne ajute pe noi ca să fim văzuți dintr-o comunitate bună, adică și un ziar catolic din Malta a scris despre parohia din Malta ca fiind cea mai bine organizată parohie străină în Malta. Vrând să ne implicăm cât mai bine realitatea malteză, vrem să fim cumva apreciați mai mult decât suntem. În ideea în care m-am inspirat și eu din țară, am văzut donare de sânge la nu știu ce parohie. Băi, ce frumos ar fi ca și parohia din Malta să doneze sânge, dar nu pentru maltezi sau pentru cei care au nevoie până la urma urmei, că nimeni nu e numai pentru unul, pentru cei care au nevoie. Vrem să facem o acțiune de voluntariat. Măi, hai să vedem ce putem să facem curățenie într-un mediu turistic. Noi de la parohie românii, uite, vrem să facem chestia asta. Vrem să facem, pe lângă faptul că vrem să restaurăm biserica, care o avem, v-am zis, pe o perioadă de 25 de ani, Părintele Ioan a început să facă o lucrare de restaurare pe exterior, dar pe interior avem o condiție foarte precară, în care sugraveala, tencuiala efectiv cade din cauza umezelii foarte mare care este pe insulă, și vrem să renovăm biserica pe interior. Până la urmă am renovat o biserică care nu e a noastră, e a lor, dar care până la urma urmei ne ajută pe noi pentru o bună siguranță a desfășurării cultului liturgic. Și de ce nu facem și noi? Adică noi primim, dar hai să și oferim ceva. Câteodată suntem obișnuiți ca și la Dumnezeu. Doamne, dă-mi. Da, uităm să mai zicem, Doamne, hai să-ți fac eu. Și dacă vrei tu să-mi faci după aia, e bine. Dacă nu, e oricum să o fac. Și mie mi se pare o normalitate asta, în care și noi trebuie să oferim ceva. Adică dacă nouă ni s-a oferit, fiind înfiați aici în Malta, da? Noi de ce să nu dăm mai departe? Avem o orgă care vreo 300 de orgi în Malta și a noastră orgă unicat, care a fost lăsată într-o stare, fiind biserica părăsită atâția ani, a fost lăsată într-o stare deplorabilă. Până la urmă și guvernul maltez finanțează lucrările de restaurare a acestei orgi, dar noi vrem să facem orga refuncțională, chiar dacă noi nu avem nevoie în cultul bizantin, noi nu avem nevoie de orgă, de pianță sau de instrument. Dar hai să oferim ceva. Hai să oferim ceva comunității care nouă ne-a dat. Adică dacă comunitatea, dacă maltezii vor ca noi să creștem cultural, religios și așa mai departe, noi de ce să nu
îmbogățim culturalul maltez. Nu-i cerere și ofertă. Este o chestie umană până la urmă, o stare creștină care ar trebui să o aibă fiecăruia. Hai să dăruiesc. Da, și Alexandru, facem centru cultural român. Vrem să facem cât mai multe activități cu copiii, să mergem din nou cu Colinda la președinte. Vrem să ne facem ca toată Malta să vorbească despre comunitatea de români din Malta, cât de uniți suntem, cât de drăguți suntem, poate cât de credincioși suntem. Dar nu vrem să ne laude oamenii, până la urma urmei vrem să ne laude Dumnezeu când mergem către țara de migrație finală. Părinte Alexandru, felicitări pentru această dinamică și să dea Dumnezeu să împliniți toate aceste proiecte. După cum vedeți, timpul nu ne cruță, a trecut așa pe nesimțite, așa că v-aș ruga să ne transmiteți un gând de final pentru cei care ne-au fost alături. În primul rând, vă mulțumesc pentru această oportunitate. Mulțumesc tuturor ascultătorilor și tuturor care vor vizualiza acest, să zic așa, interviu. România e în inima noastră, să zic așa. Vreau să fim și noi în inimile voastre a tuturor, să vă rugați pentru noi, să vă rugați și pentru mine, să pot duce la împlinirea acestei proiecte și să, până la urmă, mântuirea celor încredințați mie spre păstorire. Vă rugați, Părintele Alexandru, cu cei din parohie, ne treceți și pe noi la pomelnic. Ideea e că dacă veniți în Malta, ne-am bucurat foarte mult să ne vizitați, toți cei care veniți, inclusiv Sfinția voastră, care invitația a fost lansată și atât din partea mea, cât și din partea ambasadorului Lino Bianco. Dar vă rog să nu ne uitați în rugăciuni. Dacă veniți în Malta în concediu, biserica este deschisă. Ne puteți găsi pe Facebook, pe Instagram, pe mail, pe orice. Dar mi-am bucurat foarte mult să știu că nu, cineva nu ne uită de acasă, cât și nici noi sigur nu uităm pe nimeni de acasă. Că noi până la urmă suntem români într-o țară străină și încă ne gândim la România, ceea ce ne face să suntem români. Dar să nu uitați pe cei care sunt plecați în străinătate, pentru că viața românului din străinătate, mai ales a pastorației din străinătate, este una atât activă cât și la un moment dat foarte ostenitoare. Nu vreau să mă plâng sau ceva, dar la un moment dat mă mir că preoteasa mă mai ține în casă. Mă duc la lucru, miercurea, vinerea mă duc la biserică, până la urmă mai am de spovedit, poate mai avem sâmbătă, duminica, cununii, Sfânta Liturghie. Noroc că și ea mă sprijină foarte mult în activitatea cu copiii. Și tot așa un sfat ca un preot din țară, care am plecat din țară și am venit, pentru preoții mai tineri. Acum nu că sunt eu cel mai, am 6 ani, imediat 7 ani de când sunt preot. Încercați să implicați cât mai mult tinerii în activitățile din parohie. Dați-le sarcini. Măi, tu fă aia. Omul îi place când simte că face ceva. Ceva care se vede până la urma urmei și îi vede că munca lui e răsplătită de bucuria copilului sau de bucuria unui bătrân. Măi, hai să mergem să ducem niște alimente la un bătrân. E bucuria aia pe care numai Hristos ne-o poate da prin lucrurile bune care le face. Ne pomeniți în rugăciuni, în gânduri, vă mulțumim din suflet și vă așteptăm în Malta. Atât pe Sfinția voastră cât și pe ascultători sau pe cei care vizualizează acest videoclip. Mulțumim tuturor și Dumnezeu să ajute să faceți o misiune cât mai frumoasă acolo. Părinte, vă mulțumesc din suflet, să aveți o zi de vineri frumoasă și o sâmbătă duminică binecuvântată.